Dați-mi voie să citesc aceste două, trei versete scurt, pentru că ele pot foarte bine să prefaceze întâlnirea noastră. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute și în această seară să rămânem la cele zmerite, după cum este o exprimare călăuzită de Dumnezeu a Apostolului. Suntem în finalul reprintului, aici întristări ușoare, slava care urmează. Iată că această cale trece sau are parte și de întristări, și de greutăți, și de probleme. Acestea se află sub picioarele noastre pe cale. Și mai mult decât putem astăzi vorbi, gândi, apreciere. Deci ea stă în orizont și anume iubirea care este gata lui Dumnezeu să se manifeste față de aceia care s-au făcut ascultători de Fiul Său, Iisus Hristos. Ajungem în pagina 605. Legământul nostru de jertfă este subtitlul pe care îl vom parcurge și mi-ar plăcea să-l citim și pe următorul, slăviți deci pe Dumnezeu în trupul vostru, deci pe amândouă până la finalul acestui articol, pentru că se ajută reciproc și totodată construiesc și perspectiva autorului de la a purta omorârea Domnului până la a avea viața lui Isus la fel arătată. Dacă avem un frate care ar binevoi să ne citească acestea două scurte, am fi recunoscători. Te rugăm, frate Iacob. Deci, de la legământul nostru de jertfă până la sfârșit, până la următorul titlu? Așa, te rog frumos, da. Da. Deci, legământul nostru de jertfă. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea lui Isus. Apostolul declară astfel că poporul Domnului, în măsura în care sunt credincioși în a-L servi, au asemănare cu Domnul în serviciul lor, în moartea lor. Experiența Domnului nostru pe calea îngustă a fost un proces de moarte de 3 ani și jumătate. El își dădea zilnic viața, își preda viața. El a fost un exemplu pentru noi, cum ar trebui să ne predăm viețile. El și-a dat viața nu în serviciul lumii, ci al poporului mărturisit al Domnului. Deși meritul vieții lui sacrificate, urma să fie folosit de către Domnul pentru viața lumii, totuși el a dat-o în serviciul direct al fraților lui evrei. Poporul evreu era poporul lui Dumnezeu. Domnul nostru și-a petrecut viața în special cu cei care erau într-adevăr doritori să fie plăcuți lui Dumnezeu și să facă voia lui. Fie că se găseau printre cei bogați și influenți, fie printre cei săraci și de jos. Iisus i-a primit pe vameși și păcătoși și și-a dat viața pentru ei. El știa că printre această clasă umilă va găsi partea mai mare de grâu adevărat. În timpul celor 3 ani și jumătate ai serviciului său pământesc, el și-a dat viața și această lucrare doar a completat-o la Calvar. Și tot așa este cu toți cei din poporul adevărat al Domnului. Ei au făcut un legământ prin jertfă. Ei și-au consacrat și-au dedicat viețile lor Domnului și serviciului său. Și așa cum Iisus, învățătorul lor, și-a dat viața făcând bine, vestind adevărul cuvenit atunci, tot așa ei trebuie să-și dea viețile lor în același fel, fie că timpul
serviciului lor este de 3 ani și jumătate sau de 20 de ani sau oricât ar fi, până când timpul cel bun al Tatălui pentru eliberarea lor va veni. Ei vor fi în deplină armonie cu Domnul și vor lua cu bucurie parte la suferințele marelui lor corp, marelui lor cap. Și este potrivit așa, pentru că ei sunt membri de perspectiva corpului său. Astfel, tot acești membri poartă continuu în trupul lor omorârea Domnului lor. Ei mor zilnic așa cum a murit El, dându-și viața. Slăviți deci pe Dumnezeu în trupul vostru. Aceasta este toată lucrarea noii creaturi. Vechea creatură este numai obligată să urmeze în calea noii creaturi și această putere, această punere la o parte a voinței cărnii este trăsătura de bază a morții noastre. Când moartea noastră va fi fost desăvârșită, viețile noastre vor fi fost predate cu credincioșie, aceasta ne va duce la starea în care vom auzi cuvintele Învățătorului. Bine! Sfântul Pavel spune de asemenea că viața lui Isus trebuie să fie arătată în trupul nostru. Înțelegem că aici el se referă la corpul omenesc. Noua creatură deține acest corp. La oamenii din lume nu sunt două personalități, ci numai o creatură. Această dualitate a personalității este aplicabilă numai la cei care au fost concepuți de Spiritul Sfânt. Vechiul trup suferă, noua creatură se bucură, voioasă să fie în serviciu, mulțumește lui Dumnezeu zi de zi cu privire la necazurile ei, știind că aceasta au ca rezultat mai presus de orice măsură o greutate veșnică de slavă. Astfel, viața lui Iisus este arătată prin noi lumii și fraților. Lumea nu poate înțelege. Ei spun, dacă aș fi eu în locul tău într-o astfel de încercare, m-aș simți îngrozitor, dar tu te bucuri. Deci ei nu pot înțelege, dar noi avem o înnoire a vieții pe care lumea nu o poate aprecia. Toți care pot aprecia aceasta trebuie să crească zilnic în har și cunoștință. Noi trebuie să arătăm tot mai mult din viața Domnului nostru în caracterele noastre și în trupurile noastre. Astfel vom arăta tot mai mult din Spiritul Domnului, făcând mai mult din lucrarea Domnului, devenind tot mai asemenea lui Isus, toate pregătindu-ne pentru slava de dincolo, când noua creatură va fi desăvârșită, când vom avea toate perfecțiunile și glorile noii creaturi. Mulțumim foarte frumos, frate Iacob. Acest legământ al nostru de jertfă, care se manifestă sau se materializează și în unele cazuri pronunțat pentru unii, ca și în cazul lui Pavel, care purta în trupul lui omorârea Domnului nostru Iisus Hristos, ne stă în minte cu mare onoare ca ținte și cale deopotrivă. Poate vă va părea prea simplu, însă mă gândesc numai la voi că pe măsură ce trec anii voștri în ascultare de Dumnezeu, găsiți tot mai multă profunzime și aș dori să deschidem studiul cu această întrebare, să ne ațintim ochii asupra Domnului nostru Iisus Hristos. Ce a presupus, ce a implicat jertfa Domnului în 33 de ani și jumătate? Ce a presupus jertfa Domnului vreme de 33 de ani și jumătate? Motivul pentru care aș vrea să începem cu această întrebare este că, ațintindu-ne numai atenția la a-L urmări pe Domnul înaintea noastră,
vom reuși să ne ridicăm la principiile studiului. Fratele Viu? Da, mulțumesc. Putem observa aici și autorul ne îndeamnă să ne uităm ceea ce declară apostolul în direcția aceasta, deci vis-a-vis de poporul Domnului, că în măsura în care ei sunt credincioși, deci n-au servit, o asemenea lucrare este în asemănare cu Domnul în serviciul lor. Ce a însemnat de viața Domnului de 3 ani și jumătate în serviciul lui Dumnezeu, putem observa că el a fost cel care efectiv deci ne-a arătat cât de îngustă este calea, ne-a arătat procesul de moarte în cei 3 ani și jumătate și ne-a arătat cum el, fiind un exemplu pentru noi, deci ar trebui să copiem acest aspect, cum spune în Evrei capitolul 12, priviți țintă la Iisus. Deci meritul vieții sale sacrificate a fost în folosul nostru și mâine acel merit va fi luat din depozitul lui și pus în slujba întregii omeniri. Mulțumesc! Mulțumim, frate Liviu! Am reținut ce ne spuneai despre cât de îngustă este calea. Vreme de 3 ani și jumătate, el s-a jertfit în mai multe moduri decât am putea să enumerăm sau să înșirăm dacă am avea parte de răgaz și liniște de a ne gândi. Aș vrea să mai insistăm. Ce a implicat jertfa lui vreme de 3 ani și jumătate? Ca mai apoi să înțelegem implicațiile acestui legământ de jertfă și purtarea omorârii Domnului în ce ne privește pe noi. Frate Cornel. Aș exprima și eu un gând în sensul acesta, privindu-l pe Domnul, observ că el s-a subordonat de plin voinței lui Dumnezeu și chiar a găsit o plăcere de a îndeplini această voință divină, chiar dacă aceasta însemna sacrificiu, suferință și moarte. Și în al doilea rând, el a făcut tot ce trebuie pentru ca noi să avem deschis o cale spre viață. Adică el, prin sacrificiul lui, ne-a acordat nouă iertare și privilegiu de a deveni copii lui Dumnezeu. Aș dori să citesc poate două versete. 1 Petru 2, de la 23. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Ăsta este primul aspect. Al doilea, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Mulțumesc, frate Raul. Mulțumim, frate Cornel. Fratele Cornel insista asupra modului în care Domnul, benevol cu toată credința în Tatăl Său, s-a subordonat înțelepciunii pământești, încrezându-se că ceea ce Dumnezeu operează prin el pentru a săvârși această jertfă, pentru a pune această temelie, va aduce rezultate mult mai mari decât durerile care apăsau zi de zi, zi de zi, și care au culminat pe cruce. Frate Nicolae, vrei să ne spui ceva?
Da, mulțumesc, frate Vorban. Pacea Domnului la frați și la surori. Desigur, lângă ceea ce s-au dat răspunsuri foarte frumoase în legătură cu, sigur, cu această lucrare a Domnului care a avut aici pe pământ isprăvit. El s-a dat un exemplu. El i-a mai dat, sigurat, un sfat. Deci, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iată aici Domnul nostru se prezintă, sigur, cu niște gânduri care vrea să ne avertizeze și pe noi. Această mană din nou, Iunie, zice, nicio răsplată de prosperitate pământească n-a fost pentru credincioșii Domnului, ci dimpotrivă lipsuri și persecuții până la moarte. Dacă el a fost persecutat și el a fost încercat și sigurat prin aceste încercări, el a dovedit credincioșie față de Dumnezeu, el a fost un exemplu pentru noi. Și noi, sigurat, la rândul nostru, așa cum această mană ne declară, că nu a fost pregătit nimic altceva decât probe și încercări. Și zice mai departe, el a fost om al durerilor și obișnuit cu suferințele, insultele care ce batjocorea pe Domnul au căzut asupra lui, cu toate că era bogat, de dragul nostru s-a făcut sărac. Atât de sărac încât el însuși a spus că vulpile au vizuin și păsărecele au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-ți plece capul. Totuși Dumnezeu a prevăzut pentru noi, ca noi creaturi, sigur un mijloc de a ne apropia de Dumnezeu și a găsi har spre ajutor la toate nevoile noastre pe acest pământ. Și așa cum mai zice în colecție și sigur care ne-o timpărim mereu în minte, desigur că noi zilnic trebuie să trecem prin încercări și probe și noi zilnic trebuie să mâncăm din trupul Lui și să bem din sângele Lui. Avem această mană frumoasă care ne arată despre această latură a sărbătorii noastre, ca prin care noi reînnoim acest vot de consacrare moartea Lui. Robul nu este mai presus decât învățătorul său. Dacă pe el l-au persecutat și pe noi ne vor persecuta și insultele celor care l-au insultat pe el vor cădea și asupra noastră. Iată că aici noi, dacă avem aceste probe și încercări, ne dăm seama că și noi, sigurat, suntem puși la încercare și la probă, așa cum s-a adus acest text din 2 Corinteni, capitolul 4 cu 8. Suntem întristați în toate felurile. Da, mulțumesc, frate Roman, îmi cer scuză pentru lungime. Mulțumim și noi, frate Nicolae, ne-am bucurat să te auzim. Soră Viorica. Mulțumesc, frate Raul. Aș vrea să adaug aici la sacrificiul Domnului nostru. Poporul evreu era poporul lui Dumnezeu și Domnul nostru Isus și-a petrecut viața cel mai mult printre ei, mărturisind adevărul, făcând multe vindecări și n-a făcut diferențiere între bogați și săraci sau mai influenți. Chiar din contră, în pătura de jos, a văzut Domnul că ei îs cu inima mai umilită și ei vor fi mai repede gata să-l primească. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos, soră Viorica. Referitor la ce spuneai, chiar asta ne prevestea și Isaia 53, ultimul verset, când spune: îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege. Și ceva ce parcă numai astăzi am văzut
mai bine, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Mi-a plăcut îndeosebi când am citit astăzi și s-a rugat pentru cei vinovați. Te ascultăm, frate Gavrila. Îmi permis să pun o mică întrebare? Sigur, sigur. Da. În ce a constat omorârea trupului lui Hristos în trupul lui Pavel? Și între noi, acum, în ce ar consta aceste omorâri ale trupului lui Hristos? Mulțumesc! Mulțumim frumos, frate Gavrila. În momentul oportun ai pus întrebarea, eu vreau să facem tranziția la ea după ce ne-am uitat mai bine la Domnul nostru Iisus Hristos. Este foarte, foarte potrivită intervenția ta. Permite-mi să citesc întreg contextul din Scriptură, mă rog, o mică parte, că el se întinde pe aproape 5 capitole în 2 Corinteni, deci doar câteva versete, ca să avem scripturile mai proaspete în minte și apoi vom aștepta răspunsurile voastre. De la versetul 7 din 2 Corinteni 4 citim: comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strântorare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru, căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața, însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim și știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Mulțumesc că mi-ați îngăduit să citesc întreg pasajul din care întreba fratele Gavrila mai întâi cum s-a împlinit în Pavel această realitate că în trupul lui purta omorârea Domnului Iisus. Întrebarea este cum împlinea Pavel această realitate în trupul lui să poarte omorârea Domnului Iisus. Sora Anuța, te rog. Pașa Domnului, fraților. Eu aș înțelege la întrebarea aceasta că Pavel, pe cum era de sălitor, pe cum arăta el influența Domnului și a Tatălui, pe măsura aia avea și el binecuvântare și frața asupra lor, asupra adunărilor, asupra celor care îl ascultau. Și aceasta a fost dovadă că el a fost luminat în măsură mare de acest har a Domnului și în măsură mare s-a reflectat și puterea și de a vesti cuvântul și a crede și a zidi, să zidi adunările, frații și toți cei care l-au zis. Alți respingeau, lua pedeapsă printr-o aceste lucruri, dar cei mai mulți l-au cuprins și l-au luat învățăminte de la el. Vă mulțumesc! Mulțumim, Soră Anuță!
Sora Aurora, te rog. Continuând ideea surorii Anuța, tot din 2 Corinteni, capitolul 11, în versetele 26-27, Apostolul Pavel ne prezintă primejdiile în care a fost în timpul călătorilor lui în propovăduirea Evangheliei și cum a fost bătut și a suferit și de foame și de sete. Citesc doar versetele 28-29, spune apoi, și pe lângă aceste lucruri de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine se împiedică și eu să nu ard? Mulțumesc. Mulțumim, sorora, frate Daniel. Da, mulțumesc. Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 2 cu 20, vorbește exact acest lucru, unde spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și vedem că Pavel, când a fost oprit din mersul lui greșit, vedem că el a umblat foarte, foarte strâns în urmele Domnului și a muncit, așa cum spune, mai mult decât toți. Și vedem cât a fost de serios în această umblare în urma lui Hristos, că a putut să spună: călcați pe urmele mele, că eu calc pe urmele lui Hristos. Și acum s-a mintit, o suferit foarte mult, o propovăduit foarte mult și s-a văzut imaginea lui Hristos în el, până la moarte. Și vedem când și-a sfârșit alergarea, a putut să spună: m-am luptat lupta bună a credinței, acum mă așteaptă cununa vieții. Sperăm că și noi, așa cum i-a arătat în tip, când vițelul era sacrificat și sângele era adus în Sfânta Sfintelor, la fel trebuie făcut și cu țapul Domnului. Și vedem că aceasta ne dă de învățat lecția că noi trebuie să imităm pe Hristos în toată viețuirea noastră. Fie că e un an, fie că e 5, fie că e 20, noi trebuie ca să murim în fiecare zi, chiar dacă poate că ar suna bizar cumva, că cum murim noi? Da, murim, pentru că și noi avem negările, și noi avem luptele, și noi avem temerile, și noi avem luptele care trebuie ca să le ducem în urma lui Hristos. Mulțumesc! Mulțumim foarte frumos, frate Daniel. Frate Nicolae și apoi fratele Liviu. Da, mulțumesc, frate Urban. Desigur, aici atinse fratele răspunsul și din partea mea, adică o răspund cam ceea ce dorem și eu să spun. Sigur că Apostolul Pavel s-a adresat aici bisericii din Corint, după cum observăm noi, direct. Și într-un sens al mai larg, întregii biserici din vârsta evanghelică. Desigur, aici apare misă multe lucruri, apar oareși cumva diferite. Desigur, noi avem aceste studii care ne informează, adică servul credincios care o dă hrană la casa credinței, ne arată niște laturi și niște datorii și obligații care depinde cum le înțelegem fiecare. În ceea ce privește această comoră, această, sigur, care o purtăm niște vasă de lut, aici eu mă gândesc că, desigur, această nouă creatură concepută de Spiritul lui Dumnezeu, sigur, prin Spirit, noi am fost conceput la o gândire nouă, la o înțelegere nouă despre Dumnezeu și planul Său și despre dorința Sa față de noi, că cum ar trebui noi să ne pregătim ca să fim folosiți în împărăție. Dar aici putem observa că noi avem datorii și obligații pământești. Și de multe ori, foarte, nu vreau să supăr pe nimeni, frații nu înțeleg că datoriile și obligațiile pământești, înainte de orice, trebuie dusă la îndeplinire. Avem datorii și obligații față de soție, față de familie,
față de societate, față de țara în care noi trăim. Iată că aici trebuie să observăm că, într-adevăr, pângă toate aceste datorii și obligații, sigur avem și această mare datorie față de Marele nostru Creator, care ne-a chemat și ne-a conceput prin Spiritul Său ca noi creaturi în Iisus Hristos. Sigur că acest gând trebuie sigurat să-l înțelegem, sigur, la fiecare frate și soră. Iată, printre toate aceste datorii și obligații, ne luptăm, fraților, ca să această comoră și această lucrare, sigur, să lucreze în continuare, adică să putem rămâne credincioși în continuare lângă Cuvântul Lui Dumnezeu. Iată, avem datorii și obligații față de corpurile noastre, muritoare, care sunt cu multe lipsuri, cu boli, operații, cu probleme, care, sigur, pe lângă toate acestea care ne chinuie pe noi, apostolul avea o singură lucrare de făcut. El, așa cum a mintit o soră, el mergea din loc în loc și s-a supus la tot felul de primejdii și, desigur, el a purtat această dorință față de bisericile prin care el, sigur, le-a conceput și le-a dat oareșcum o direcție pe un drum spre a înțelege pe Dumnezeu și planul său. Mulțumesc! Cam acesta este gândul meu. Mulțumesc, frate! Mulțumim, frate Nicolae! Frate Liviu, și ultimul răspuns va fi al fratelui Filip. Da, mulțumesc! Dacă ne uităm puțin în Coloseni 1:24, Marele Apostol dă o latură foarte bună a felului cum el s-a socotit mort. Și iată-l aici, îl găsim în serviciul lui Dumnezeu, spunând: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințele lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Iar în Romani, capitolul 6, versetul 4, 5 și 6, ne spune așa: noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat dintre morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare ca Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare ca Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim rob ai păcatului. Deci aici ne arată Apostolul Pavel felul cum el simțea că moare pentru Hristos și ne îndeamnă și pe noi să procedăm în asemănarea lui. Deci călcați în urmele mele, spunea el, întrucât și eu calc în urmele lui Hristos. Mulțumesc! Mulțumim, frate Liviu. Frate Filip, te ascultăm. Da, mulțumesc. Pacea Domnului la tot. Pe lângă ce s-a spus, încă o nuanță pe care o observ aici din versetul 10 din 2 Corinteni 4. Aici se spune că stăm întotdeauna moartea Domnului Iisus ca și viața Lui să se arate în trupurile noastre. Asta este foarte important. Adică până să ajungem a trăi împreună cu El în glorie, aici purtăm moartea Domnului, suntem încredințați că Iisus este răscumpărătorul nostru și al neamului omenesc și trăim potrivit credinței noastre ca și viața Lui, adică modelul pe care îl putem avea în Iisus Hristos. În, vedem modelul cum răspundea celor care îl bagiocoreau, cum reacționa la cei care asupra celor care îl loveau, sau în fiecare zi când l-avem pe Iisus ca model. Deci purtăm moartea Lui, dar în același timp, ca și viața Lui, să o purtăm tot în trupurile noastre. Și pe urmă vom ajunge la acea răspătire în glorie împreună cu El. Atât, mulțumesc! Apreciez cum ai spus, să se vadă, să se pipăie, să se simtă viața Domnului nostru Iisus Hristos în timp ce ducem cu noi umbra morții Lui. La asta mă refer în gândul că capul s-au jertfit, iar noi membrele ne jertfim. Capul
și-a dat viața, iar acum membrele își dau și ele viața. Frate Gavrile, permitem o scriptură să citesc și vom asculta cu bucurie ceea ce dorești și mai mult să ne ajut, să ne arăți din 2 Corinteni. Pavel concluziona în ce îl privește în Filipeni capitolul 3 cu 9 că s-a debarasat de tot dorind un singur lucru să fie găsit în el. Asta e expresia versetului 9 din Filipeni 3, să fiu găsit în el. Și dacă l-am întreba ce înseamnă Pavel să fii găsit în Hristos, el ne-ar fi spus, 1. Să-l cunosc pe el, adică puterea învierii lui. Și până atunci să am părtășia suferințelor lui, adică să mă fac asemenea cu moartea lui. Frate Gavrile, sunt foarte fericit că am ajuns numai la prima parte a întrebării, adică aceea care îl avea pe Pavel în prim plan. Vom întreba imediat și ce înseamnă să arătăm în noi sau să trăim în noi omorârea Domnului, dar ajută-ne, te rugăm frumos, și spune-ne gândul tău. Da, deci răspunsuri foarte bune. Atât din Coloseni 1 cu 24, dar să socotim ca o favoare a suferi împreună cu el, în trupul nostru. Deci, tot în Filipeni spune apostolul Pavel, nu mi-aduc aminte că așa, dar parcă 1 cu 20 și ceva, că vouă v-a fost dat harul, nu numai să-l cunoașteți pe Hristos, ci să și suferiți împreună cu el. Este un har a purta în trupul nostru aceste suferințe. Iar apostolul Petru ne spune că acestea trebuie să le facem toate cu bucurie, că avem parte de suferințele Hristosului. Ei, acum, la nivel de individ, aștept ce urmează. Mulțumesc! Mulțumim, frate Gavrile. Deci, continuarea întrebării, parcă mi-au citit notițele, fratele Gavrile, se referă la noi. Deci, întâi de toate, l-am avut pe Domnul, jertfirea Lui, sacrificiul Lui, subordonarea Lui, liniștea Lui și totodată tremurul Lui în fiecare zi, în fiecare lucrare, în fiecare vindecare, în fiecare rugăciune. Înțelegând solemnitatea umblării lui aici și culminării lui în moarte. Pavel, la fel, am văzut din Filipeni că a făcut din aceasta alergarea lui, dorința lui centrală. Și acum, frați și surori, cum purtăm noi, în dreptul nostru, omorârea Domnului? Care sunt particularitățile zilei noastre, dacă ar fi să facem o punte peste 2000 de ani? Sora Ana, te ascultăm. Vedem că Domnul nostru Iisus Hristos nu s-a ocupat în special de lume ca să ajute omenirea, pentru că și atunci erau foarte mulți săraci și, după cum astăzi vedem biserica nominală, că face și bine face, dacă ei știu cum fac azile, fac case de copii, cămine de copii, spitale, umblă din loc în loc să ajute familiile sărace, fac lucruri bune. Însă, ne uităm și în paragraf și ne gândim la Domnul nostru și la apostoli, că ei nu au umblat după astfel de lucruri, deși
mai mult ca Domnul Iisus, nu iubi nimeni această lume. Și n-ar putea face nimeni mai mult decât El. Totuși, El și-a înțeles serviciu și s-a ocupat de vestirea adevărului ca să caute grâu și să se ocupe în special de grâu, fiindcă înțelegea că este timpul acum al veacului evanghelic de a-și căuta mireasa, de a-și căuta grâu adevărat și să se ocupe de aceștia mai mult. Și tare îmi place și foarte mult îmi place și vouă și la noi, nouă toți, cum explică fratele Rusel, că în special și noi ar trebui să ne petrecem viața cu aceia pe care vedem că iubesc adevărul. Să vestim adevărul, eu așa înțeleg, și unde găsim un interes pentru adevăr, acolo să ne concentrăm ca să putem ajuta. Cel mai bun ajutor este pentru a găsi adevărul și a-l practica. Deci a deveni credincioși, a deveni noi creaturi. Și în viitor vom putea noi ajuta lumea. Mulțumesc și mă iertați. Mulțumim foarte frumos, soră Ana. Așteptăm cu minți răspunsurile voastre. Frate Ștefan, te rog. Eu voi citi din nou acest verset și nu încerca să amintesc ceea ce s-a spus, doar să punctez. Purtăm permanent moartea lui Iisus în corpul nostru, adică ne aducem aminte permanent de sacrificiu pe care Domnul l-a făcut pentru noi. Asta înseamnă că purtăm în noi moartea Lui sau omorârea trupului Lui. Este în noi, ne aducem aminte permanent de acest lucru. Și de ce? Pentru că Iisus în corpul nostru, pentru ca în viața, pentru ca și viața Lui, adică felul de, în care Domnul s-a purtat în timpul pribegiei Lui pe acest pământ și mai ales în perioada celor 3 ani și jumătate, să fie văzut în timp ce trăim și noi în aceste corpuri. Acum revenim la a doua parte a întrebării. Deci, comportamentul Domnului nostru Iisus Hristos, sacrificiul Său să fie văzut în timpul cât noi trăim, adică în viața noastră, adică în trupul nostru. Și atunci ce avem de făcut? Adică așa cum Domnul a avut un tip de comportament față de bolnavi, față de autorități, față de împotrivitori, față de toți cei care s-au înconjurat, tratându-i cu mult respect, tot așa și noi, în viața noastră, trebuie să arătăm acele lucruri, după cum este scris. Călcați pe urmele mele sau luați crucea mea sau conformați-vă că aceste lucruri nu sunt grele. Însă și Apostolul Pavel revine și el cu acest lucru și spune călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Însemnând că dacă umblăm pe urmele Lui, am putea avea parte de suferințele Lui, adică de ocară, de, știu eu, nu mai avem așa nu mai suntem așa de bine văzuți în lume, suntem ocărâți din cauza credinței pe care o avem, așa cum spunea Apostolul Pavel. Pentru că eu cred în învierea morților, pentru asta sunt eu dat în judecată. Sau pentru propovăduirea cu care începe Domnul și zice, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și închei cu versetul din 2 Timotei 2:12, zice așa, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Și dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Mulțumesc! Mulțumim frumos, frate Ștefan. Soră Viorica,
Aș avea câteva rânduri să citesc din făgăduințe în legătură cu moartea Domnului. Deci aici, a fi părtaș în moartea lui înseamnă că așa după cum răscumpărătorul nostru și-a cheltuit viața, nu în mulțumirea de sine, chiar legală, ci a consumat-o în interesul adevărului și al dreptății, opunându-se păcatului și făcând lucrarea și executând planul Tatălui, tot așa trebuie să ne folosim și noi timpul, talentele, energiile, drepturile și privilegiile răscumpărate de El și date nouă. Trebuie nu numai să le consacrăm toate acestea în serviciul Tatălui, ci trebuie să le folosim cu credincioșie chiar până la moarte, după cum le-a lăsat El, exemplu, umblând în urmele Lui cât mai aproape posibil. Dacă astfel vom fi morți împreună cu El, la timpul potrivit vom și trăi împreună cu El. Cred că explicațiile așa de frumoase nu mai trebuie să dăm niciun răspuns. Dacă Domnul este cu noi, să ne ajute să murim și noi, să folosim talentele în serviciul Său și tot ce avem pe altarul de jertfă, să le sacrificăm așa cum a făcut și Domnul nostru. Mulțumesc! Mulțumim, soră Viorica! Mi-am adus aminte de în timp ce l-ascultam pe fratele Ștefan, de Scriptura am uitat unde este să-mi fie cu iertare, nimeni să nu mă mai necăjească pentru că port semnele Domnului în trupul meu. Frate Lucian. În câteva cuvinte mai simple, mai ușor de înțeles, că sigur că avem și prieteni mulți aici. Legământul de jertfă, legământ, o înțelegere între două părți. Jertfă, sacrificiu, a renunțat la ceva în interesul ceva. La ce a renunțat Domnul Iisus? O înțelegere între Domnul Iisus și Tatăl Ceresc a renunțat la drepturile sale pământești, începând cu cele mici, până la dreptul mare, dreptul de a trăi veșnic pe acest pământ. Aceeași înțelegere a făcut și noi cu Tatăl Ceresc, de a renunța și noi la drepturile noastre, începând de cele mici, până la dreptul de a trăi veșnic pe acest pământ. Și așa, în câteva cuvinte, aș înțelege eu legământul de jertfă. Mulțumesc! Mulțumim, frate Lucian! Era întrebarea, cum purtăm și noi, la rândul nostru, omorârea Domnului în ceea ce ne privește pe noi? Încă cred că se mai pot atinge lucruri importante de aici și nu o să renunț ușor la această întrebare, pentru că aceasta trebuie să fie practica cu care să ieșim din studiu. Ne-am uitat la Domnul, ne-am uitat la Pavel. Acum, pentru a împlini credincioși legământul de jertfă, trebuie să ne stabilim pe baza acestor exemple cel suprem al Domnului și apoi umbra Domnului am văzut în toți apostolii și chiar în bisericile timpurii, am văzut umbra suferințelor peste aceștia ca și cum patimile lui au fost purtate mereu și mereu în curgerea timpului de către biserică. Sunt 170 de conexiuni și cred că fiecare, dacă ați aduce un gând, am putea să petrecem până la dimineață asupra Scripturii. Te ascultăm, frate Ștefan. În 1 Petru, capitolul 13, începând cu versetul 12, citesc 3 versete. Preobiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi, ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă suntem batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Și aș vrea să spun aici că dacă aveți parte de patimile lui Hristos,
Acum, când citim acest verset, nu trebuie să ne gândim numai la ultima fază a patimilor Domnului, adică atunci când a fost răstignit, bătut și așa. Trebuie să ne gândim la tot parcursul pe care l-a avut Domnul în început propovăduirea până când a sfârșit. Că până acolo Domnul a suferit față de lipsurile care erau în societatea în care au trăit, de lipsa mâncării, de bolile care au fost acolo. Domnul a plâns la mormântul lui Lazar, iar a suferit Domnul. Deci Domnul a avut multe alte tipuri de suferință în afară de cele fizice. Și de aceea spune: bucurați-vă când aveți parte, adică suferim și noi pentru tot ceea ce vedem în jurul nostru, așteptând o zi mai bună. Mulțumesc! Mulțumim, scumpă scriptura aceasta din Petru. Frate Cornel? Mă gândeam și la faptul că un aspect zilnic al vieții unui credincios este lupta aceasta cu noi înșine, cu sinele nostru. Și în măsura în care reușim să ne biruim pe noi înșine, în acea măsură se poate dezvolta omul cel nou în trupul acesta. Dar să citesc mai degrabă. Îi Coloseni 3 de la 8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Deci eu remarc aici că apostolul scoate în evidență această luptă cu noi înșine și dacă reușim ca voința veche să o ținem sub control și să stăpânească mintea cea nouă sau noua creație, e o dovadă că se vede într-un creștin în acest fel chipul Domnului Iisus sau viața Domnului Iisus. Mulțumesc! Mulțumim, frate Cornel. Ne spunea fratele, prin luptă se pășește spre înnoire. Ce ne arată acest pasaj din 2 Corinteni 4 este că nu doar Pavel avea acest sacrificiu de a purta omorârea Domnului nostru Iisus Hristos. Motivul pentru care folosește pluralul, purtăm, suferim, suntem prigoniți, suntem încolțiți, este că cel puțin în antet îl avem și pe Timotei, părtaș la toate acestea. Dar mi-aduc aminte de duminica trecută când ni se vorbea despre Pavel, o soră ne răspundea cumva că direct proporțional cu faptul că Pavel a prigonit biserica, a fost cealaltă lucrare glorioasă a lui Dumnezeu de a-l educa prin suferințe pe Pavel, similar cu cum a procedat Dumnezeu cu Domnul. Frate Lucian? E o întrebare, dacă ar fi posibil. Imediat, te rog frumos. Și ce aș dori să reținem din tot acest pasaj este că, așa cum ați arătat, o parte din a purta această omorâre a Domnului are direct legătură cu tot ce am învățat ca prigoană, persecuție, opresie, lucruri pe care Domnul le-a suferit, lucruri pe care Pavel le-a suferit, lucruri pe care lucrătorii împreună cu Pavel le-au suferit și bisericile mai apoi. Însă unde cred că este arcul gloriei acestui pasaj este ca toate
se petrec în folosul vostru. Adică tot sacrificiul lui era în folosul adunării. Fie că era vorba de Corint la acel timp, fie oricare altă comunitate a fraților mai mică sau mai mare dintr-un timp sau altul. Ce doresc să subliniez este că jertfa în cazul lui Pavel, această purtare, împlinire a lucrării lui Dumnezeu prin purtarea omorului Domnului nostru Iisus Hristos, a fost ca un instrument care a dus, ca un vas care a dus harul pentru biserică mai departe. Și cred că unde dorea fratele Gavrilă să ne tragă sau să ne îndemne, era aici, că a ne face asemănători cu Pavel în această jertfire ar trebui să se vadă în noi dacă suntem purtători și noi de har de la Dumnezeu, fiecare după ajutorul și puterea pe care îi le dă Dumnezeu. Soră Viorica. Mulțumesc, frate Raul. Aș vrea să aduc și eu câteva cuvinte din cuvintele Apostolului Petru, din 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Deci chipul lui Hristos se află în noi, atunci vom dobândi și slava lui. Mulțumesc! Mulțumim frumos, frate Ioan! Dacă dorești, frate Gavrilă, să concluzionezi și ne așteaptă apoi întrebarea fratelui Lucian. Da, sunt foarte mulțumit de răspunsurile date. Și aș face o paralelă. Știți că atât în Deuteronom cât și în Levitic, Domnul a dat o poruncă ca să se poarte la mâna stângă un ciucure sau mic așa. Ăla ce amintea? Că ești sub lege. Ferește-te de orice te poate cuprinde în ziua respectivă. Să faci anti-legal. Ei, așa este și cu noi. Astăzi, dacă purtăm în noi omorârea trupului Hristos și îl purtăm, trebuie să suportăm toate de așa natură încât să le privim ca favoare, ca bucurie și ca și o întărire din partea Domnului că suntem pe calea bună, fără murmurare. Și atunci sfârșitul suferințelor lui Hristos le vom purta și noi în stingerea umanității noastre. Mulțumesc! Mulțumim, frate Gavrilă, apreciem. Frate Lucian, doreai să ne întrebi? Nu știu dacă s-a răspuns sau în ce scuze, dar poate n-a fost atent. Noi știm că cu toții că biserica participă la legământul de jertfă preună cu Domnul Iisus. Și acolo să împlinim ce lipsește suferințelor lui Hristos. Cum am înțelege noi practic și pentru ce e nevoie de așa ceva? A reușit întrebarea asta? Poate n-am fost eu atent. Cred că a fost concisă. Așteptam răspunsul. Mulțumim. Suranu, să te ascultăm. Aș avea un verset frumos
Din 1 Petru, capitolul 5, zice că smeriți-vă sub mâna tare al Domnului, că El vă va înălța la timpul potrivit. Imana din 10 aprilie, dacă se poate citi, dacă nu, rămâne de citit la care dorește. Că atunci El vede lucrarea noi și apoi El poate să... O voi citi, te rog, mai spune-mi eu iarăși. Mana din 10 aprilie, din 1 Petru, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Că la timpul potrivit El vă va înălța. Mana de zi. Mulțumesc, dragă, am găsit, mulțumim. Într-adevăr, nu este ușor lucru a urma calea umilinței, a ține neîntrerupt sub control aspirațiile omenești, a ține jertfa pe altar până când se consumă cu totul. Astfel, trebuie să ne lucrăm mântuirea noastră spre chemarea înaltă cu frică și cu tremuri, căci altfel nu ajungem la vrednicia premiului înaltei chemări ce s-a promis credincioșilor învingători, care pășesc aproape pe urmele binecuvântatului nostru înainte mergător, pe urmele acelui care a fost blând și smerit cu inima. Numai dacă suntem smeriți și credincioși, ne face Domnul vase alese, ca să ducem numele Său și la alții. În acest fel, goliți de sine, Domnul ne poate umple cu Spiritul și adevărul Său și putem porni, tari în Domnul oștirilor și în puterea tăriei Lui, să îndeplinim un serviciu vitejesc ca soldați ai crucii. Mulțumim, soră Anunță, aceasta a fost mana din 10 aprilie și mai este timp și loc pentru întrebarea pusă de fratele Lucian, cum anume împlinim ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos. Sora Năstafă, te rog. Da, probabil că e bine să pornim de la bun început. Domnul Iisus a făcut absolut tot în modul cel mai perfect și deplin. Dar când zicem ce lipsește suferințelor lui Hristos, asta înseamnă că se includ și cei 144.000. Și fiecare care a răspuns la chemare, care a fost conceput de Spiritul Sfânt și s-a pus o coroană pe seama lui, are și el partea lui de a o îndeplini, de sacrificiu, de jertfire, de dezvoltarea caracterului, a roadelui Spiritului Sfânt. Și în felul acesta, fiecare trebuie să împlinim ce până când se îndeplinea sau se completează acel corp de 144.000. Nu că o lipsit ceva la suferințele Domnului. Mulțumesc! Mulțumim, sora Mustafa. Frate Cornel. Eu gândesc că tocmai textul ne ajută atunci când spune pentru trupul lui care este biserica. Deci biserica sau urmașii Domnului Iisus sufere urmându-L pe Domnul, făcând parte acum din biserica care este pe probă, chemată, care este în curs de pregătire. Și aceasta pentru a face parte din Biserica Glorioasă. Deci împlinim suferințele, bine spunea sora Năstafa, am înțeles și eu la fel, nu că e nevoie să completăm ceva la Domnul Iisus, ci pentru a face parte din trup, pentru a fi membri de probă acum și apoi membri glorioși. Mulțumesc! Mulțumim pentru observație, frate Colonel. De foarte multe ori, chiar în Scriptura din care întrebăm, avem răspunsul. Frate Lucian. Mulțumesc că aș mai adăuga aici. Domnul Iisus plătea prețul de răscumpărare, chiar dacă murea de moarte bună. Deci o trebuie să treacă prin necazuri, prin suferințe, ca să înțeleagă comportamentul uman. A fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. Așa că să împlinim ce lipsește suferințul lui Hristos, ca să putem ajuta semenii noștri în împărăția milenară.
să putem fiecare pe o anumită parte. Vezi că la unul încercările sunt într-un fel, la unul într-altul, nu la doi la fel. Fiecare trebuie să meargă într-o anumită direcție a comportamentului uman ca să-l înțeleagă. Un exemplu practic. Niciodată n-ai înțelege pe un om că doare o măsea dacă nu ai avut și tu o durere de măsea, ca să zic așa, un exemplu simplu și s-ar putea mai multe. Mulțumesc! Mulțumim, frate Lucian. Putem revedea chiar întreg capitolul, pentru că mai de sus perspectiva este ațintită asupra lui Hristos, capul trupului al bisericii. În repetate rânduri ni se face disocierea dintre capul trupului, iar mai apoi biserica, respectiv dintre cel unic întâi născut sau primul dintre cei morți și mai apoi trupul lui ceilalți. Astfel încât, având toate aceste observații, de la 26 se va trece la taina ținută ascunsă din veșnicii. Dar taina n-a fost descoperită, n-a fost dezvăluită de Dumnezeu până când Hristos nu a împlinit jertfa. Iar mai apoi, până la noi, încă mai este ocazie de a participa în suferințele trupului. Frate Nicolae, te ascultăm cu drag. Da, mulțumesc. Taina ascunsă de viacuri consta în aceea că Mesia, pe care îl așteptau evreii și era promis de multă vreme, avea să fie compus din mai mulți membri. Și aceasta nu a fost destăinuit înainte de a veni Domnul nostru Iisus. Când apostolul Pavel spune despre seminția lui Avram în